Atenția că iată acum m-am apropiat și pentru clasa 9, unde sunt mai puține lecții, dar de nivelul ăsta jos. Cât se poate de jos. Pentru a face să fie înțeleasă și treaba asta. Ei bine, haideți să încercăm asta, cam v-am vorbit care este intenția mea. Aceea de a vă atrage pe cât mai mulți, mai ales la liceu, când se vinde școala generală, este o dramă pentru profesorii, să spunem, el trece la o altă treaptă, cu handicapul ăsta al lipsei de informații și surpriza este că mare este că profesorii de la liceu socot că aceste lucruri sunt făcute. Programa școlară le impune să facă altceva. Iată să facă chestiuni de acestea. Bănuiesc că inecuații de gradul 1, de gradul 2, acestea ar fi rezolvate sau ar fi cunoscute sau semn la algebru sau toate chestiile. Ei se află în situația de nu știu să adune două fracții. V-am spus că am avut situația la bacalaureat când 8 candidați în serie, 1 pe 2 plus 1 pe 2, deci 1 pe 2 plus 1 pe 2 este egal cu 2 pe 4. Și face de fapt pe tot 1 pe 2. Și eu, văzând așa ceva, 8 care erau, în serie toți au picat. Sigur, era un gust amar pentru mine. Termin liceul, să știi, adunând două fracții. Nu erau ele de la casa mea. Anul ăsta nu înseamnă că, de regulă, nu îi puteam duce până acolo. Dacă 4 ani de zile nu puteam să treacă pe lângă mine fără să știi să adune două fracții. Nu aveau cum. Erau la alte clase, era pe vremea aceea când de la braș și ora, bacalaureat și ora. Ei bine, odată ajuns aici, ei se întreabă de ce m-am luat și eu bacalaureatul? De ce nu știu să fac asta? Așa este. De ce? Pentru că tu ai participat la ore ca și cum ai fi participat. Deci tot timpul ai fost un stres, ei copiat, ei aranjat cu profesor, te-ai făcut și tu ceva acolo ca să treci din clasă în clasă. De fapt, corupția, primii pași ai corupției în școală să învață. Deci, de aceea am ajuns așa în situația asta dramatică. Dramatică. Ca popor o să fie o dramă. Ei la școala unui popor, unui om în formare, nu are posibilitatea și matematica rămâne intermedii pe care putem construi. Discutam cu cineva destul de bine, om care, mă rog, face profesor universitar și că spune așa. La un moment dat, matematica mi s-a părut că este inaccesibilă. Deci eu m-am cetat pe ideea că matematica nu pot. Sigur că am făcut forțata și până când am ajuns clasa 8-a și până am fugit pe partea aceea umană și m-am văzut de treaba mea. Dar am rămas cu o plajă îngustă. Aici e povestea. Pentru mine s-a îngustat plaja reușitei mele în viață. De ce matematica este foarte importantă? Și acum spuneam că o să fac un tabel cu dublă intrare. Aici, pe vertical, o să ducem pe IM. Și iată să zic așa. IM aici și X în partea asta. Deci IM-ul de la minus infinit la plus infinit. Ca și m-aș face parte de ce nu le mai am. Și mai întâi informații după delta. Da? Tabelul acela lui delta. Apoi am zis produsul. Și apoi suma. Suma. Și aici discuție. Discuția pe care o suport în legătură cu natura și teoria decimală. Dragilor, când eu mă veneam la minus infinit la plus infinit, delta acolo mi-a oferit niște valori. Nu le mai am eu aici, dar hai să ne amintim ecuația. Era așa, parcă m plus 1 ori x pătrat minus 2m 2m minus 3, parcă. Da? 2m minus 3 ori x plus m plus 1, m minus 1 egal cu 0. Sper că n-am greșit, mă voi convinge așa cât de cât am aici cât ceva informații. La delta mi-a dat parcă b pătrat minus 4 ac, acolo mi-a dat 13, da? 13 pe 12. Așa. Da. Deci delta egal cu minus 12g, parcă plus 13. Așa mai amintesc, minus 12g plus 13. Și l-am avut pe 13 pe 12 de undeva. Dacă m ar fi egal cu parcă minus 1 a fost una dintre valori, apoi 1, pe urmă 13 pe 12, 13 pe 12, care înseamnă nu știu ceva, și pe urmă văd acolo un 3 pe 2, 3 pe 2, 1, ceva, da, 3 pe 2 pe aici undeva, 3 pe 2. Iată, prezența unui elev acum ar fi fost de mare utilitate pentru mine, pentru că m-ar fi ajutat și a spus, iar vezi tu tabelul tău, ia să vedem ce și cum. Da, să sper că nu greșesc. Și anume, cam astea sunt numerele minus 1, 1, 13 pe 12 și 3 pe 2. Pentru că le văd pe aici, minus 1, 1, 13 pe 12 și 3 pe 2. Și anume, acum voi încadra pe minus 1, da, încadrez fiecare valoare. 1, 13 pe 12, iată, încadrez pe așa, și respectiv 3 pe 2. Și plus infinit, exact. Plus infinit. Ei, dragilor, acestea sunt valorile. Minus 1, 1, 13 pe 12, 3 pe 2 și plus infinit. Delta vine de la, nu? De la delta era parcă în 13 pe 12, era 0 și în plus, la minus infinit era plus pe aici. Deci semnul acela lui delta, trebuie să-l vedeți pe tabel. Și pe urmă minus în rest. Am întors tabelul de pe orizontală pe verticală, așa. La produs era C supra A, E minus 1 supra E plus 1. E minus 1, adică în 1 și în minus 1, de 0 și 0. Între rădăcini minus, parcă ar fi fost și urmă plus. Că am spus că dacă m aparține de la minus la minus 1, delta, pe produsul e pozitiv, da, e bine, plus. Și despre suma 3 pe 2 este 0. Și la produs, la E egal cu minus 1 aici. Atenție, produsul și nu există și suma. Da? Nu există la punctele acestea. Suma unde am făcut acolo, minus e mai mare ca 0. Deci aici tot plus și minus între rădăcini și până plus, dragilor. Ei, sper că nu am greșit. De fapt, o să-mi dau un pic seama când încep discuția. Dacă mă voi afla acolo, va fi perfect. Și acum, când m ia valori la minus infinit la minus 1, delta e pozitiv. Da? Minus infinit la minus 1, delta este pozitiv. Înseamnă că rădăcinile sunt reale și distincte. Există x1, x2 reale. Și pot să spun că x1 diferit de x2, reale și distincte. Da? Există aceste două valori, x1 și x2, sunt reale și distincte. Acum, produsul e pozitiv. Ori am două pozitive, ori am două negative. Dar fiindcă suma e pozitivă, mă clarifică și spun că am două pozitive. Deci x1 mai mare ca 0 și x2 mai mare ca 0. Cu alte cuvinte, dacă dau un de la minus infinit la minus 1 în zona asta și rezolv ecuația, inclusiv cu m egal cu 0 care se află aici, rădăcinile care le obțin sunt amândouă strict pozitive. Deci la minus infinit la minus 1 veți vedea, vă rog să faceți voi acasă și veți vedea că rădăcinile sunt distincte și amândouă pozitive. E egal cu minus 1, n-am ce să discut. Că nu există ecuația de gradul 2, nu mai vorbesc cele două rădăcini, că dacă e egal cu minus 1 dispare și rămâne ecuația de gradul 1. Când e egal cu minus 1, între minus 1 și 1, delta tot pozitiv. Există rădăcini reale distincte, există x1, x2 reale și în plus x1 diferit de x2. Dar produsul e negativ, adică una e așa și una e așa. Deci dacă clarific și zic x1 mai mic ca 0, x2 mai mare ca 0, deci una negativ și spun că x1 e negativă, pe cea negativă să o metesc cu x1 și pe cealaltă pozitivă, însă mai am informația că suma e negativă, adică asta apare absolut o domine pe asta. Că numai așa, dacă ar fi minus 3 și cu 2, nu? Deci modulul din x1 e mai mare decât x2. Pentru e egal chiar cu 1, când e egal chiar cu 1, produsul este 0. Când la mulțire obțin 0. x1 egal cu 0, da, rădăcină 0 și cealaltă rădăcină x2, asta sigur produsul 0 și ca să le adun să obțin număr negativ, asta x2 o să fie mai mic ca 0. Da? O rădăcină. Deci există acestea ce vă spun, că există rădăcini sunt distincte, ba mai mult, am și informația asta. Deci de cât privește existența rădăcinilor, o am aici asigurată. Da? Deci există x1, x2 reale. Și, sigur, x1 de x2. Da, că una e 0 și alta e negativă. Când mă aflu în zona de la 1 la 13 pe 12, amândouă există rădăcini, există x1, x2 reale, x1 diferit de x2. Și, dragilor, produsul fiind pozitiv, ori amândouă pozitive, ori amândouă negative, dar suma negativă, neapărat amândouă negative. Deci x1 mai mic ca 0 și x2 mai mic ca 0. Înmulțit de număr răsul, asigurăm un număr pozitiv. Adică dacă dați un m la 1 la 13 pe 12 și rezolvați ecuația înlocuind pe m acela, sigur vă da o rădăcină, veți obține amândouă rădăcini negative. Când e egal cu 13 pe 12, delta este 0, da? Atunci x1 egal cu x2 și egal cu minus b supra, nu ne amintim noi, minus b supra 2a, plus minus radical din delta din 0 nu mai are niciun rost. Deci rădăcinile sunt egale și egal cu minus b pe 2a. N-aveți decât să înlocuiți pe m cu 13 și pe 12, faceți calcul și vedeți minus b supra 2a, adică 2m minus 3, supra de 2 ori m plus 1 și veți vedea cât e valoarea respectivă. Când m e de la 13 pe 12 până la 3 pe 2, delta e negativ. Adică de acum, în zona asta, delta fiind negativ, nu mai am rădăcini. Ne mai am rădăcini reale, nu mai pot discuta nimic despre semn. Deci nu există x1, x2 real. Că nu mai poate discuta delta. Și iată cum am întocmit tabelul de variație. Nu? De variație după un parametru. Deci se întâmplă ca la fiecare iem să am o altă ecuație. Am o infinitate de ecuații categoric. Eu acum am discutat toată mulțimea ecuațiilor, mulțimea ecuațiilor pe care le pot obține, da, mulțimea ecuațiilor pe care le obține, dându-i valori. Am o infinitate de ecuații de acestea și iată că am ajuns la momentul acesta când spun că că pentru toată infinitatea, plimbându-l pe el de la minus infinit la plus infinit, pot spune exact ce se întâmplă în fiecare moment, pe fiecare interval. Da? Pentru el de la minus infinit la minus 1 se întâmplă acest lucru. Când e mai minus 1, n-am ce discuta, că nu mai sunt două rădăcini distincte, ci am o singură ecuație de gradul 1 și ecuația va da o singură rădăcină x egal cu minus pe unde eu fiind minus 1, minus 2, 2 pe minus 5, parcă 2 pe minus 2 pe 5. Deci, pentru m egal cu minus 1, dispare aici, face 0 și m egal cu minus 2 pe 5. De aceea nu mai putem spune pe cele două rădăcini, că eu la asta mă refer, la cele două rădăcini. Aici este o ecuație cu o singură rădăcină. Deci cu roșu spune în zona aceea, pentru m egal cu minus 1, există x1, am un x egal cu ecuația de gradul 1, hai să spunem, ecuația de grad 1, de gradul 1, și ea oferă x egal cu 5, minus 5, parcă am zis, minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Iată încă un lucru foarte important. Prezența elevului și în 2 ochi, 4 ochi sau 6 ochi pe discuții, plus caietelul lui, e altă poveste. De aceea sper să găsesc un elev cât de curând și să pot purta discuția aceasta mai clară. Deci, acolo unde nu mai sunt două rădăcini distincte, am de fapt o ecuație de gradul 1, în care am o singură rădăcină, minus 2 pe 5. Ecuație de gradul 1, da? Când m între minus 1 și 1, ce se întâmplă? Când m egal cu 1, ce se întâmplă? Când m între 1 și 13 pe 12, când m egal cu 13 pe 12, de la 13 pe 12 s-a rupt filmul, nu am ce discuta, nu am rădăcini reale. Delta fi negativ, nu mai vorbesc rădăcinile. Iată, aceasta a fost discuția naturii și semnul rădăcinii unei ecuații de gradul 2. De fapt, dacă concluzionez, spun așa. Că ce mi-am propus eu aici să fac? Foarte multe lucruri am atins. Am plecat de la obiectiv funcția de gradul 2. Dar ce face asta? Deci, generează Y după înlocuirea fiecărui X. X-ul poate fi orice număr real. Și m-am focusat pe o singură problemă. A fost ideea aceea când Y-ul care îl generează e 0. Care sunt X și aceea? Despre X și aceea am vrut să aflu informații. Și am văzut că delta îmi dă o primă informație asupra naturii rădăcinilor. Sigur, am vizat ca idee finală discuția după un parametru. Asta a fost obiectivul lecției. Da? Discuția după un parametru. Deci dacă aș face o sinteză a lecției, aș spune că foarte multe lucruri am văzut. Funcția de gradul 1, de gradul 2, semnul funcției de gradul 1, de gradul 2, acolo nu, dar n-am forțat mâna ca suport teoretic. Nu-mi place partea asta, ci vreau să merg, să facem pași mărunți din aproape în aproape, dragilor, pentru că obiectivul meu major este să înțelegem altfel matematica. Și cum să adresez celor mulți care au suficient de multe goluri și au așa mare nevoie de ajutor, decât într-un limbaj accesibil. Da? Deci, hai să zic, sinteza orei, sinteza lecției, da? Doresc să o și opresc. Sinteza lecției. Despre ce am vorbit aici? Funcții. Funcții, da? Noțiunea în sine. Noțiunea. Așa. Semnul. Deci, hai să trag mai degrabă, să fac o altă lată. Despre funcții. Definiția. Definiția funcției. Adică e vorba de lege de corespondență, domeniu, codomeniu, da? și ce anume dau lui X valori și obțin Y. Și de fapt studiul funcției înseamnă studiul Y-ului, să aflu informații despre Y. Și aici am avut funcția de grad 1, funcția de grad 1, senul, adică senul am plimbat, nu? De la minus infinit la plus infinit și am obținut o sezat. Uneori îmi dă Y pozitiv, Y negativ și de fapt aici s-a ascuns inecuații de gradul 1. Da? Inecuații de gradul 1. Semnul funcției de gradul 1 înseamnă inecuația de gradul 1. Cu mai mare, cu mai mic, adică văd unde obține Y pozitiv, unde obține Y negativ. Apoi, funcția de gradul 2 da? Sigur că în culise am văzut aici funcția de gradul 2 ce anume se întâmplă că se obțin Y aceea când mi-am pus unde sunt pozitivi, unde sunt egal cu 0, unde sunt pozitivi, negativi, semnul, de fapt semnul funcției de gradul 2. Da, semnul funcției de gradul 2, primând de aici la minus infinit, când obține egal cu 0, da? Deci, e vorba de tabelul acela de la minus infinit la plus infinit. Și aici, de fapt, x1 și x2, când există în dreptul lor 0, dacă sunt diferite, 0 și 0, și obțin aici undeva, când ala e mai mare ca 0, obțin, adică semnul contrar, dar nu mecanic, ci dând valori, da, acolo, și pe intervale vedem acolo, minus și la afară plus, și toată povestea asta, că am avut nevoie de delta acolo. De fapt, asta m-a urmărit eu. Sigur, să reduc la funcție de gradul 1 acolo, că a fost 13m minus 13m plus 12 egal cu 0 sau invers. Da, semnul funcției de gradul 2. Asta înseamnă inecuații. De fapt, inecuații de grad 2. Asta m-a spus. Cum se face? Se egalează, găsim un egal cu 0. Și, ca să meargă toată treaba cum trebuie, m-a interesat din mulțimea indicilor când ax pătrat, funcția de gradul 2, cam cum sună el, de x egal cu ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, f de x egal cu așa, cu f depinde pe f cu valori liniere, și am luat pe ăsta 0. Și atunci a apărut ecuația atașată. Deci ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Și aici ce am făcut eu aici? Aici a fost formula de rezolvare a ecuației de gradul 2. Formula de rezolvare a ecuației de grad 2. Formula de rezolvare a gradilor, aceea care am dedus împreună, x1, 2 egal, când delta mai mare ca 0, x1, 2 egal cu minus b plus o minus radical din delta supra 2a, am dedus-o. Și aici a fost discuție când există, da? Existența, deja o altă problemă importantă, existența, problema a fost, nu? Existența rădăcinilor. Existența rădăcinilor. Da. Existența rădăcinilor reale. Așa. Adică delta. Discuție după delta. Discuție după delta. Delta. Dacă e pozitiv, am rădăcini. Dacă e delta negativ, nu am rădăcini. Și până am finalizat cu semnul rădăcinilor. Da? Semnul rădăcinilor. Semnul rădăcinilor. Adică aici a fost suma, produsul și suma, semnul. Semnul produsului și a sumei. da? Semnul produsului și a sumei. De aici am informații despre semnul rădăcinilor. Și am prins într-un tabel, așa cum vedeți aici, discuția după un parametru asupra naturii și semnul rădăcinilor ecuației. Deci asta ar fi, iarăși, chestiunea importantă. Asta a fost obiectivul final. Deci toată aceasta a fost pregătire, dar cu informații destul de amănunțite, atente, așa construite, încât la final am adunat informațiile acestea, natura după delta, semnul rădăcinilor după produs și suma. Deci, observați, așa trebuie prezentată matematica. Trebuie să avem în vedere tot timpul, cum să spun, să avem în vedere modul în care copiii se pot lipi de liști. Trebuie să avem nivelul lor, hai să spunem așa, nivelul. Nu plecăm, programa asta și eu n-am ce face, trebuie să fac programa și cu asta basta. Asta înseamnă că nu ții cont de cei pe care îi în față. Am mai spus-o de atâtea ori. Una este lecția la o clasă, alta e la o altă clasă de aceeași nivel. Pentru că acolo ai un grup de oameni, în altă parte ai un... Dar cum să faci o lecție, hai să vedem acum, care să se adreseze unui nivel mediu a tuturor copiilor, dacă așa sunt pretenția mea, ce grav, ce mari pretenții pot să am, o lecție în care să îi poți aduna, să îi poți aduce pe cât mai mulți dintre cei care se află. Și mai ales masa de jos. Iar la a noua este o mare, mare problemă. Că nu aș vrea să exagerez, dar spun câtă vreme te-ai dus și la capacitate ai slăbit foarte mult, ai coborât tacheta foarte, foarte mult, înseamnă că 80% dintre copii se află cu foarte multe goluri. Ei au luat. Și tot duci așa din clasă în clasă, că nu ți-i lași pe toți. Dar cum ți-i lași? Cui ți-i lași? Și așa, ei, neavând șansa de a întâlni în școală, acolo, la clasele a noua, cum se duc, profesori care să aibă răbdați coboare, acolo spun programa, mă cere asta și nu discut, ei n-au șansa să adapteze programul la nivelul copiilor. Atunci, nu-i decât o singură posibilitate să se întâmple, sau singurul lucru se întâmplă. Îi vei duce, va fi un bacalaureat iarăși foarte jos, iar acest grup masiv, nereușind, când au ieșit, se duc la facultate, la nu știu ce, nu știu cum, fac acolo, se agață așa și toți se duc înapoi. Și când se iese să producă ceva de calitate, datorită informației pe care le-a câștigat, pentru că, neavând instrumentul matematic, totul se prăbușește, totul este doar, cum să spun, un fals pe care îl propagăm din etapă în etapă. Și ce vin are el că tu, școală, nu-ți faci datoria? Nu poți. Nu, sistemul este așa. Nu se vrea transparență, nu se vrea nimic. Eu, ce să spun, m-am străduit în lecția asta să vă arăt cum anume trebuie gândit. Mă adresez și colegilor mei să încerce astfel de lecție, să meargă tot timpul, chiar mai jos decât am făcut-o eu, cu explicații de cele mai... și pe chestiuni practice. De ce facem asta? De ce? Cui? Când? La cine trebuie? Deci acolo trebuie să ajungem. Așadar, dragilor, la revedere și pe curând. Nu uitați să dați like și share, să aduceți pe cât mai mulți prieteni. Voi, un grup restrâns care veniți pe lecția asta, anunțați că proful online decide la clasa 9, unde sunt mai puține lecții, să poată coborî nivelul cât se poate de mult. Și dacă găsesc 2-3 elevi care să vină din Bacău aici, unde sunt, să mi-asigure această comunicare, la nivelul acesta, sigur că îmi produce asta o mare bucurie. La revedere, dragilor!